Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apple a început să plătească pentru acuzațiile că a încetinit în mod deliberat iPhone-urile de generații mai vechi. Deci, o ticăloșie. Rezultatul unui proces colectiv din SUA. Deci, ce a făcut? Practic, a încetinit aparatele. Ca să le forțeze să iei unul nou, exact, și să funcționeze mai repede. Am avut și noi, cred că, problema asta la un moment dat aici. Ne-au zis că e din cauza bateriei. Dar știi că nu. A fost alt caz cu bateria. Că se ducea prea repede bateria și atunci s-au angajat să schimbe bateria pe o sumă modică. Ăsta a fost cazul. Da. Au zis cu bateria că de la asta e și au schimbat bateriile pe bani mai puțin. Pe 80 de dolari sau nu mai știu cum era atunci. Reclamanții o să primească o parte dintr-o despăgubire de 500 de milioane de dolari. O să primească aproximativ 92 de dolari pentru fiecare reclamație. 92 de dolari de fes? Da. Adică te-ai străduit să-i dai până în judecată? Păi, proces colectiv. E proces colectiv. Nu ai făcut nimic. Ce înseamnă colectiv? Proces mai colectiv mulți. Înseamnă că vine un avocat la tine și zice, fii atent, îi dăm în judecată pe ăștia de la Apple, ne îmbogățim. Vrei? Vrei, da, și tu semnezi. Și el ți-a zis, ne îmbogățim, dar se îmbogățesc ei asta, se îmbogățesc. Dar unde se oprește colectivitatea asta? Adică... Cum adică unde? Adică la... La toți cei care au semnat acțiunea. De ce să spunem la mai mulți? De ce să nu împărțim mai puțin asta zic? Adică proces colectiv e... O colectivitate de 2. Asta zic. 2, 3, 4, 5. Băi, erau 100, înțelegeau ceva din 500 de milioane alea. Nu, sunt milioane. Uite, dacă au zis la tot sectorul. Da, sunt milioane. La tot județul, ce-o fi zis avocatul ăla tâmpit. Au împărțit ăștia, au luat câte 90 de dolari. Într-un caz similar, care în curs de desfășurare în Marea Britanie, fie de încă aici mai e șanse, sunt solicitate despăgubiri de 1,6 miliarde de lire sterline. Oho. Cazul ăsta din Statele Unite cu șomadă. Acolo și țara galilor e băgată de câte 8 lire. Escocia. Deci cazul datează din 2017. Atunci Apple a confirmat o suspiciune mai veche a proprietarilor de telefoane, scrie economedia.ro, recunoscând că a încetinit în mod deliberat viteza de funcționare a unor iPhone-uri pe măsură ce acestea îmbătrâneau. Cum a explicat Apple măgăria? A spus că pe măsurile ce bateriile îmbătrânesc, performanța lor scade, astfel că încetinirea ar fi prelungit, de fapt, durata de viață a telefoanelor. Deci ți-au făcut un bine, cum ar veni. Cum ar veni, pe da. Termen lung. După care le-a dat baterii. Ia mă, luați baterii sărachilor. Bă, de vrei că știi care e problema Apple acum, nu că le iau apă. Fac telefoanele atât de bune. Încât nu mai simți nevoia să le schimb. Da. Adică eu am schimbat acum... Tocmai ți-ai schimbat telefonul. Da, l-am schimbat după 5 ani. Și asta pentru că am râs de tine, nu de alta. Da. Nu, și l-am schimbat... Nu că rezistă la asta, eu țin în mașina de 12 ani. Da. Care, de fapt, sunt 13 acum. Și l-am schimbat pentru că tot așa s-a cam dus bateria și ar trebui schimbată și nu mai costă, cum spuneam în mai devreme, 80 de dolari sau cât era atunci când s-au luat lumea de ei, s-a făcut vreo 600 și ceva de lei. Plus că râdeau băieții că... de la schimbat bateria de el. De 600 deja. De lei mai pui încă 5.000 de telefon. Mamă, e telefon retro. Auzi, dar nu vrei să facem un eveniment frumos când o să-ți vinzi tu mașina aia? Practic, când o să ieși la pensie peste 20 de ani, să vinzi mașina. Mașina nu, cred că... Nu se vinde. Începe să-mi pună probleme mari. În ce sens? Nu, cu atitudinea asta nu o să o fiți niciodată. S-a aglomerat parcarea la bloc. Să le mut, să mai ia capul. Da. Impozit acum, RCA. Și nu, dar am ajuns la concluzia că nu mai rentează, știi, toate dările. Îți iei o trotinetă, de-aia bombă. Da. Cu cât o dai? Hai să facem eveniment pe Facebook. Cu cât o dai? Mașinuța. E rușine să o dau, care are niște probleme. Ce probleme are? Recunoști și instrici în viață. Păi la un moment dat se adună apă în portiera dreaptă. Asta știu, dar înțeleg că ai desfundat dopul. Am desfundat dopul și s-a scurs, dar acolo nu știu ce mai fi. Poate algi, peștișor. Acum ai gheață. Mormolo. Nu știu ce fi acolo. Da, asta e situația, dar cu vreun an și ceva. Trage pe stânga acum că a înghețat? E mai grea pe stânga? Auzi, dacă îi faci o gaură să aibă apă și pe stânga, în portieră, se echilibrează. Era pe stânga sau pe dreapta? Pe dreapta era. Pe dreapta era, face una și pe stânga. Pe dreapta, da. Mă, dar cum se auzea și acum mi-aduc aminte. La frână. Clipocea. Mergea cu cada. Ca și cu barca. Da. Mergea cu o cadă după el. Așa, bă, mai zic. Ce problemă mai? Îți imaginezi, mă, mergi cu mașina și când frânezi se aude apă, clipo, clipo. Da. Ce se întâmplă? Unde-i damigeana? Și rămân niște dâre pe geamuri când le...
Când le ce? Când le dai jos și sus, da, când deschizi și închizi. Ai chederul. Asta nu e problema, asta e chederul murdar, se curăță chederul. Nu, ceva are, dar nu știu. Probabil că dacă desfaci acolo, nu se mai prind la loc, adică... Așa. Deci este un... Capota trebuie revorsită. Așa. Motorul impecabil, 110.000 de... N-are 110.000 de kilometri. Dar de ce trebuie să vopsești capota? Are o... Asta ciobii vopseaua. Are o gaură, poți să bagi bâna. Nu, e doar... Nu, mașina... Tabla e impecabil. Vă spun, mașina e impecabil. Dai mă 10%? Mașina lui Luca este impecabilă, vă spun. Mi-o doresc eu, dar n-am loc să o parchez. Cu cât ai vrea să o dai? Dar nu știu ce să... Adică nu mă forța să fac afirmații publice. Uite, deja au venit mesaje să faci o licitație pe Facebook, ceea ce am și zis. Da. O cumpăr eu, zice Marieta din Brașov. Și să-mi donez banii mie. Ca să-mi iau altă. Gata, măi, ca și dată. Vino cu ea mâine. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.